Chiar acum, Astra Giurgiu și Pandurii Târgu Jiu se întâlnesc în penultimul meci al etapei cu numărul 25 al Ligii 1. Dacă vor învinge, giurgiuvenii se pot apropia de Petrolul Ploiești, care are misiune grea cu Steaua București. Astra s-a îndepărtat de ASEA Târgu Mureș și Craiova, ocupantele locurilor 2 și 3, care au avut parte de victorie etapa aceasta. Chiar și cu o victorie, Astra nu va urca mai sus în clasament, dar nici nu va coborâ, deoarece Dinamo a ratat ocazia să o egaleze pe vicecampioană la puncte. Trebuie, pentru că de asta ne antrenăm, să jucăm fotbal și să obținem cât mai multe victorii. Pandurii Târgu Jiu va lupta din toate puterile ca să scape din zona retrogradării. Asta s-a văzut și în etapa trecută, când gorjenii au produs surpriza câștigând în deplasare cu Petrolul Ploiești. Un meci foarte greu. O echipă foarte bună, o echipă cu jucători tehnici. Noi trebuie, v-am zis, să ne adunăm gândurile, trebuie să mergem acolo cu gândul de victorie. Cupele europene, sperați, nu? Sunteți acolo? Da, normal că sperăm și sperăm să ajungem pe locul 2 să le păstrăm. În afara gazonului, Astra ar putea avea probleme grave. Ziarul Fanatic anunță că datoriile pe care clubul le are către jucători pot duce la desființarea echipei. Cum Ioan Niculae este încarcerat și nu mai investește, iar jucătorii sunt neplătiți de câteva luni, clubul mai are și datorii către impresarii care își cer banii în instanță. Astra Giurgiu este o asociație sportivă și nu poate intra sub protecția legii insolvenței, așa că în cazul unui deznodământ nefavorabil se poate ajunge la desființare, mai precizează săptămânalul de sport Fanatic.